Iubiții mei, la lucrurile frumoase pe care le-a făcut Domnul în mijlocul nostru până acum, mă rog ca Domnul să mai lucreze. De aceea vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine. La Cartea Geneza, capitolul 22, voi citi primele 19 versete. Geneza 22, pagina 22, primele 19 versete. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avraame, iată m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești pe Isaac, du-te în țara Moria și adul arderi de tot acolo pe munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluși pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este fiul ea? Răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul le a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis, Avraame, Avraame, iată m-a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiaș și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul aceleia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua din cerul pe Avram și a zis, pe mine însum jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța așa nume.” ca stelele cerului ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba amin. Vreau să vreau să Una dintre cele mai interesante experiențe de viață atunci când ești copil este când vine momentul în care un profesor sau o profesoară te ascultă să vadă dacă ai învățat, dacă ești pregătit, dacă știi să rezolvi un exercițiu la matematică, de exemplu la tablă, sau dacă îți mai aduci aminte de poezia pe care ai memorat-o. Și e foarte important atunci când un profesor te întreabă să poți răspunde într-un mod potrivit. De fapt... Notarea fiecare dintre noi vine în astfel de clipe când profesorul te întreabă și tu trebuie să răspunzi. Vreau să vă spun că din când în când Dumnezeu așa le rânduiește lucrurile încât sunt momente în viața noastră, odată la un anumit interval de timp, în care Dumnezeu ne adresează anumite întrebări. Și atunci fiecare dintre noi suntem chemați să răspundem la întrebările lui Dumnezeu. Potrivit acestui text pe care l-am citit, Dumnezeu a adresat lui Avram câteva întrebări prin faptul că i-a cerut să-l jerfească pe Isaac. Și Avram, dacă ne uităm cu atenție în cuvântul scriptural, a răspuns și a răspuns într-un mod potrivit. Întrebarea este, în această dimineață, la întrebările pe care Dumnezeu ți le adresează, cum vei răspunde? Dar, de fapt, despre ce întrebări este vorba? Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus primă pentru tine și pentru mine, l-am intitulat Când El te întreabă, tu ce răspunzi? Când El te întreabă, tu ce răspunzi? Prima întrebare pe care Dumnezeu ți-o adresează astăzi, acum și aici, și-a adresat-o în urmă cu mii de ani lui Avram, a fost Iubești chiar dacă ți se ia darul? Prima întrebare a lui Dumnezeu pentru Avram și pentru tine și pentru mine de deopotrivă este Iubești chiar dacă ți se ia darul? Cei mai mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu câtă vreme Dumnezeu este o mână întinsă pentru ei. Cei mai mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu câtă vreme Dumnezeu le dăruiește sănătate de plină. Le dăruiește pâine îmbelșugată pe masă, câtă vreme au succes profesional, câtă vreme au pacea și liniștea lui Dumnezeu în casele lor, câtă vreme pruncii nu le ies din cuvânt, soția este iubitoare, este ascultătoare, este respectuoasă, soțul este un soț atent care se poartă frumos cu ea. Cei mai mulți oameni iubesc câtă vreme pruncii tratează bine, câtă vreme se bucură de propășire. Însă când vin momente mai dificile și darul care contează foarte mult pentru ei se retrage de la ei, oamenii încep să-și piardă iubirea de Dumnezeu. Uitați-vă să vedeți. Avram o ia de nevastă pe Sara. Sara este o femeie frumoasă, dar are un ecaz, nu poate să nască copii. Și trec 75 de ani în care Avram nu are niciun copil prin Sarai. Este dezamăgit și el, este dezamăgită și Sarai. Și vine Dumnezeu în vizită la prietenul lui bun, la Avram, și spune, Avrame, ascultă-mă, vreau să te binecuvântez. Uite-te la stele, uită te la nisip. Așa va fi sămânța ta. Și el pune o întrebare. Doamne, zice, cum să se întâmple așa ceva? Pentru că eu mor fără de copii și moștenitorul casei mele este unul dintre slujitorii mei. Avrame, fi liniștit. Voi face pentru tine o minune specială. Sara îi va naște un copil. Sara aude și începe să râdă. Și Dumnezeu îi spune: De ce râzi, Sara? Se va împlini minunea. Și ea nu poate să creadă. Și la 75 de ani, Dumnezeu îi face această promisiune: Vei naște un copil. Și imaginează că trec 5 ani de zile și te aștepta să se împlinească făgăduința și nu se întâmplă nimic. Trec 10 ani, trec 15 ani, 20 de ani și Dumnezeu îi dăruiește lui Avram și Sara îi pe Isaac după 25 de ani de așteptare. 25 de ani de așteptare așteptare, făgăduință din partea Domnului, poșii și rugăciune. Și după 25 de ani, Dumnezeu ți-l dăruiește pe Isaac. Când se naște Isaac, este mare bucurie, este febleția lui Isaac, este nedeslipit de, de Avram, peste tot îl duce cu el. Atât de obișnuit este cu jerfele, încât știe ce, ce înseamnă jertfă. Îl ducea cu el la business, îl ducea cu el în plimbări, îl ducea cu el la jerfe, la închinare. Era peste tot cu Avram. Era nedeslipit sufletul lui Avram de sufletul lui Isaac. Era febleția lui, era bucuria vieții lui. Era totul pentru el. Și într-o zi, Dumnezeu pune următoarea întrebare, oare Avram ar fi dispus să-mi dea ce are el mai scump în lumea aceasta? Se pune următoarea întrebare, dacă eu iau ce are el mai scump, copilul pe care eu l-am dat, după care a așteptat 25 de ani de promisiune, dacă eu îl iau de la el, oare Avram mă mai iubește, mai slujește, mai este credincios? Și Dumnezeu îi spune, parcă așa cu durere în glas, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Expresia aceasta este o expresie semitică care se folosea atunci când iubeai pe cineva într-un mod special față de alte persoane. Singurul tău fiu pe care îl iubești însemna că îl iubești cel mai mult în lumea aceasta. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Du-te și adumi ardere de tot. Și se pune o întrebare. Oare cu adevărat, oare cu adevărat îl va jerfi pe Isaac? Oare cu adevărat îl va jerfi pe Isaac? Sau doar va zice, auzi ceva, Doamne, până aici. Mai departe nu mă pot duce mai nu pot merge mai departe. Nu pot să fac pasul mai departe. iubiți mei, prima întrebare a lui Dumnezeu pentru Avram este aceasta, iubești chiar dacă ți se ia darul? Prima întrebare este iubești chiar dacă ți se ia darul? De exemplu, darul acceptării. E foarte important să fii acceptat. Să fii acceptat ca soț, ca soție. Să fii acceptat de pruncitei, să fii acceptat de norata, de socrutul, de socrata. Să fii acceptat de cumnatul tu, de cumnată ta. Să fii acceptat de cei din familia în care te-ai născut, de familia în care ai intrat. Adică când intri tu pe ușă să nu vezi că s-o schimbat la fața toată lumea să te accepte cu drag, să fii acceptat cu drag în biserică când vii. Oamenii se bucură că te vadă, te văd. Să fii acceptat la serviciu, să se bucure oamenii că lucrează cu tine. Acceptarea este una dintre nevoile fundamentale ale omului. Omul are nevoie de apreciere, este o ființă socială, are nevoie de acceptare. Întrebarea este, dacă într-o zi Dumnezeu te încearcă și nu mai ești acceptat în familia ta, simți că parcă nu te mai regăsești. Mă, nu știu, parcă nu acceptă, nu te acceptă, parcă te simți marginalizat, te simți neacceptat poate la serviciu tău, te simți poate neacceptat la școală, poate te simți neacceptat între vecini, mă, ceva are cineva cu mine. Când ți se ia darul acceptării și aprecierii și nu mai ești aplaudat pentru ceea ce faci. Dragul meu, tu îl mai iubești pe Dumnezeu sau te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu? când prosperitatea financiară începe să se clatine și salarul nu mai este la fel de bun ca înainte și câștigul din business nu este la fel de bun ca înainte, când începi să ai probleme cu mașina, poate cu casa, poate cu serviciu, poate ți se închid anumite uși financiare, întrebarea este tu rămâi la fel de dedicat față de Dumnezeu? Când Dumnezeu își retrage darul prosperității financiare pe care toți ni l dorim, întrebarea este noi mai avem iubirea cea puternică față de Dumnezeu sau iubirea noastră față de Domnul este condiționată de acceptarea celorlalți, că suntem acceptați, de prosperitatea financiară pe care o avem. Când Dumnezeu își retrage darul sănătății de la tine și nu mai ești așa sănătos ca înainte și începi să mai te doară câte una, câte alta, ba spatele, ba capul, ba picioarele, ba mâinile, ba obosești foarte tare, ba, nu știu, te prinde gripa și răceala imediat și începi să ai anumite probleme de sănătate. Iubitul meu, când, ascultă-mă, când îți retrage Dumnezeu darul sănătății, tu îl mai iubești pe Dumnezeu? Cei mai mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu câtă vreme le merge bine, câtă vreme sunt aplaudați, câtă vreme mănânc o pâine bună, câtă vreme au prosperitate, celor mai mulți le merge bine și atunci dau slavă Domnului. Dar când vine momentul în care Dumnezeu le cere ceva, să renunțe la ceva important pentru ei, oamenii cei mai mulți se răzvrătesc față de Dumnezeu. Prima întrebare a Domnului este, iubești chiar dacă ți se ia darul, îți pierzi serviciul, îți pierzi business-ul, pierzi relația cea importantă din viața ta, tu îl mai iubești pe Dumnezeu? De fapt, ce iubești mai mult? Pe Domnul sau darul pe care ți-l-a dat? Într-o zi, un bărbat e plecat în delegație și, doamne, era scump și avionul și cadou pentru soție de ziua ei. Și zice, auzi, draga mea, ce ai vrea, pentru că era distanță mare, ce ai vrea să, să fac pentru tine ziua ta? Ai vrea un cadou sau să vină acasă, că nu pot și cadou și bilet de avion? Stă că se să gândește doamna la telefon și zice, știi ceva, tu oricum vii, trimite cadou și apoi vine tu când îi putea. Când am auzit întâmplarea aceasta, am zis, doamne, mare ești, de multe o suntem și noi așa. Uitați-vă să vedeți, acasă la noi, cam cât, din rugăciunea noastră vorbim despre problemele noastre și cât dăm slavă Domnului. Fac așa un calcul. Eu de multe ori fac așa un calcul cam din rugăciunea mea, cât zic Doamne îți mulțumesc și cât zic Doamne dă Că Domnul dă, slăviți să fie numele. Dar de mulțumit cât zic. Cât de mult îl apreciem noi și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face el în viața noastră? Prima întrebare a lui Dumnezeu este, iubești chiar dacă ți se ia darul? Avrame, tu îl mai iubești pe Dumnezeu chiar dacă își ia darul înapoi? Ai așteptat 25 de ani după el și acum Dumnezeu spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Du-te în țara mori așa, du ardere de tot. Mă mai iubește, Avrame, când iau ceea ce este foarte important pentru tine. Când îți cer ceea ce ți-am dat, când nu-ți mai dau lucruri importante pe care le-ai avut până acum, tu mă mai iubești? De ce se lasă foarte mulți oameni de biserică? De ce se lasă foarte mulți oameni pe tânjală spiritual? Pentru că atunci când Dumnezeu își, închid mâna, își închide mâna ei, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Iubiți mei, prima întrebare a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este iubești chiar dacă ți ia darul? Iov are parte de o experiență dramatică, dar știți ce m-am gândit eu zilele astea când am pregătit mesajul acesta și am meditat la el și m-am rugat să-mi dea Domnul călăuzire? Am tot vorbit despre Iov, dar n-am vorbit despre soția lui Iov. Ce ziceți? Au fost numai prunce lui ce sau și a nevestei? Și a soției lui. Că ea e născut. Tata suferă foarte mult, dar psihologii spun că o mamă este mai legată emoțional de un copil decât un tată. Acum, și eu sunt tată și mă ador copiii și tu la fel. Dar toți specialiștii spun că o mamă este mai atașată de copii decât tata. No, asta o spun specialiștii care studiază foarte multe cazuri. Eu vă spun sincer, eu numai despre eu am vorbit până acum. Și stau să mă gândesc, mă predic de la 17, așa și am o doi. Dar n-am prea vorbit despre soția fratelui Iov. În general am vorbit despre faptul că bietul Iov, 10 se crie o dramă extraordinară, 10 se crie dintr-o dată în casă. imaginează că ești unul din cei mai bogați oameni din lume și dintr-o dată te vezi să răntoc, numai după ce bea apă. Deci e o dramă extraordinară. Nu stra mai mult decât să ai o singură mașină, mașină ceas, și să străcă și nu mai poți să mergi. Și nici, nu, nu, nu se poate repara. Și poate nu mai ai alți bani. Nu trebuie să pierzi mai mult. Nu sunt mai mari necaz decât să ai o proprietate, o casă, o bancă, nu știu, un apartament să ți ia banca, casa respectivă, apartamentul respectiv. Nu sunt mai mari necaz. decât să ai o sursă bună de venit și să se închide robinetul. Ăsta dintr-o dată, bogătașul lumii, ajunge că nu mai are absolut nimic. Vin niște vrășmași, iau oile, iau cămilele, îi se dărâmă casele și peste toate astea, ia că are 10 secrie într-o singură zi. Doamne păzește să-ți moară un copil, e ceva de nedescris. Eu am văzut oameni care și-au pierdut un copil și au fost distruși. Zece copii, toți zece să moară într-o singură zi. Eu mă mir cum de noră nebunit amândoi. Și probabil sora eu a fost mai afectată decât bărbatul. Și mă gândesc așa ca mamă. Nu-i destul că își pierde toată averea. Hai să zicem ca să o depășești. Zece se într-o singură zi. Asta e ceva devastator, mai devastator. Mă mai vezi și pe bărbatul tău care e om cu frică de Dumnezeu, care e neprihănit, care e pocăi, care e integru, care e extraordinar, care atunci când a pierdut totul și copiii, și îl vezi tu ca nevastă, și copiii, și business-ul, și proprietă, zic, Domnul o dat, Domnul a luat numele lui să fie bine cu Dumnezeu. Să-i să ăsta am eu, e pocăi, că n-am ce să-i bag de vină. Și într-o zi, după toate necazurile astea, să vezi că mă apar niște bube pe el. Apar niște bube pe el și din cap până în picioare, nu bube și se duce el după modelul antic, se pune pe cenușă și acolo cu cenușa se scarpină, ia câte un ciop de sticlă și se scarpină, că îl mănâncă pielea foarte tare. Ce să fi fost? Lepră? Nu știu ce fi fost. Dar e ceva infernal de dureros. Și vine ea și zice, auzi, știi ceva? Mi-ajunge cu pocăința, mi-ajunge cu toate, mi-ajunge cu credința, mi-ajunge cu toate, știi ceva? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Cu alte cuvinte, hai să terminăm chinul acesta. Ne-a luat Dumnezeu proprietățile, ne-a luat Dumnezeu averile, ne-a luat Dumnezeu mai presus de toate pruncii, tot pe toți zece într-o singură zi și amut Dumnezeu să o luat și sănătatea. Știi ce? Trăznească-ne Domnul să termine cu noi. bleasă mă pe Dumnezeu să ne șteargă Dumnezeu de pe fața pământului să se termine cu noi. Și eu vă zic, auzi, vorbești cu o femeie neînțeleaptă, primim din mâna lui binecuvântarea și să nu primim și lucrurile mai puțin bune, și în toate acestea, spune Scriptura Iov, nu l-a supărat pe Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit, păzească Dumnezeu să fim vreunul dintre noi în situația lui Iov sau soției lui, ce am face? Soția lui Iov face cum fac cei mai mulți oameni. Când Dumnezeu le ia darul, se supără, se necăjește, se amărăște și se răzvrătește. Destul! La întrebarea iubești chiar dacă ți-a darul, le-a spune destul cu atâta iubire. Mai iubească alții, e destul. Eu zice să-L iubim pe Dumnezeu până la capăt. Vreau să te întreb în această zi când stai în prezența lui Dumnezeu, tu iubești pe Dumnezeu până la capăt? Când nu mai poți să te bucuri de mâncarea pe care o mănânci, îl mai iubești pe Dumnezeu? Când te simți poate prigonit la locul tău de muncă, când ai necazuri cu soțul tău, cu soția ta, când ai probleme de sănătate, când nopțile ți lungi și nu mai poți de durere, când simți că sufletul sângerează și n-ai pace și liniște sufletească, când te simți strântit la pământ, când simți că toți oamenii importanți pentru tine ți-au întors spatele ca lui Pavel altădată, toți m-au părăsit. Dar Domnul a rămas lângă mine. Când simți că lucrurile tale nu merg bine, când simți că efectiv lucrurile care îți propășau financiar parcă se gripează motorul și nu merg mai departe lucrurile din punct de vedere financiar, când nu poți să pui bani pe o la altă, când ai probleme cu pruncite, cu părințite, cu socrite, cu națite, cu natele tale, când totul riscă să se prăbușească întrebarea este tu mai iubești pe Dumnezeu? La întrebarea aceasta iubești chiar dacă ți se ia darul, ce răspunzi în această zi? Poți să spui, Doamne, sunt aici, te iubesc mai presus de orice altceva? Avram îl iubește pe Dumnezeu mai presus de pruncul lui pe care îl adora omenește vorbind. Îl iubește mai mult pe Dumnezeu. Îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât mașina ta, decât casa ta, decât pe pruncii tăi, pe nevastă ta, pe bărbatul tău. Lucrurile materiale pe care e Dumnezeu pe primul loc în viața ta? Să ne ajute Domnul acesta. Fratele Nicolae Moldoveanu, un om chemat de Dumnezeu la slujba de cântăreți, să compună, să cânte cântări, o să abordat de Partidul Comunist să cânte și să compună pentru partid. N-a acceptat lucrul acesta. A primit mai mulți ani de pușcărie, vreo cinci o executat. O primit peste 10 ani, dar până la urmă o executat vreo cinci. i confiscat tot ce a avut, o rămas fără absolut minima cu hainele pe el. i confiscat totul. Și o dat și degradare civică câțiva ani de zile. Asta însemna că nu mai poți să te angajezi nicăieri și încă ceva ca să zici de vot. Nu putea să voteze. Și odată ce au ieșit din pușcărie, după câțiva ani de pușcărie pentru credință, se duce să voteze. Era ziua votului. cum votai atunci, atâta la era rezultatul, pentru că vorba lui Stalin nu conta pe vremea respectivă cine votează, conta cine număra voturile. Acum s-au schimbat lucrurile, că trăim într-o democrație. Dar așa era în perioada comunistă, știți toți, și cei care au străit atunci, și cei care au citit după, despre lucrurile respective. Și se duce fratele Nicolae să voteze. Îi spune cel de acolo de la secția de vot, cum vă numiți? Moldoveanul Nicolae. Se uită, domne zice, dumneata nu poți să votezi. Dumneata zice, ești un om problemă. Dumneata zice, ești împotriva sistemului. Ești decăzut din toate drepturile civice. Se întoarce acasă, fratele Nicolae Moldoveanu povestește lui. și în timp ce coboară pe treptele secției de vot, îi dă domnul o cântare foarte frumoasă pe care tot o fredonează și pe drum și acasă o scrie pe hârtie. Iisuse, te aleg mereu, că și Tu ești dragul sufletului meu, te aleg mereu, te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, că Tu ești totul pentru mine. De dimineața până seara, noi suntem puși în fața unei alegeri. Pe cine alege? În această zi Dumnezeu te întreabă, tu mă iubești pe mine chiar dacă îți iau darul și darul poate să însemne lucruri diferite pentru fiecare dintre noi, dar înseamnă întotdeauna ceva ce este foarte important pentru tine. Când Dumnezeu nu te mai bine contează financiar, când sănătatea nu mai este deosebită, când Dumnezeu nu face ce îți dorești de îndată, întrebarea este e femeie care stai în prezența lui, tu îl mai iubești pe Dumnezeu? Prima întrebare lui Dumnezeu astăzi pentru tine și pentru mine este iubești? Chiar dacă ți se ia darul? A doua întrebare la care trebuie să răspunzi este până unde ești dispus să asculți? Până unde ești dispus să asculți? Avrame, ia pe fiul tău, pe cel pe care tu îl iubești nespus de mult, pe Isaac, și du-te în țara mori așa a de tot. Să-l asculți pe Dumnezeu indiferent ce cere. Cei mai mulți oameni îl ascultă pe Dumnezeu condiționat. Când te costă ascultarea de Dumnezeu, o pretenie, un câștig financiar, o pâine mai bună pe masa ta, ești dispus la l pe Dumnezeu? Când Dumnezeu îți cere să te schimbi, te porți urât cu soția ta, te porți urât cu soțul tău și Dumnezeu îți cere să te schimbi. Dumnezeu îți cere să te schimbi în relație cu frații și din adunare. Ești gata să te schimbi? Dumnezeu îți cere să renunți poate la anumite visuri de ale tale și să te pui la dispoziția lui într-un fel deosebit. Ești dispus să-l asculți pe Dumnezeu? Când Dumnezeu îți cere o schimbare la locul tău de muncă, în slujirea ta, în viața ta, ești dispus să schimbi? Una dintre cele mai mari rezistențe umane este rezistența la schimbare. După ce ai o vârstă și ți-ai făcut cât de cât un drum în viață, ți-e mai greu să schimbi ceva. Dar când Dumnezeu are nevoie de tine într-un fel sau altul, ești gata să spui, iată-mă, Doamne, stau la dispoziția ta. Dumnezeu are nevoie de oameni dispuși să asculte. Întrebarea este, îl asculți pe Dumnezeu și când îți cere câte o schimbare? Îl asculți pe Dumnezeu când vine vorba de sacrificiu? Slujesc Domnului din tinerețea mea, am crescut în biserică și toată copilăria mea și tinerețea mea am slujit lui Dumnezeu prin mila și prin harul lui. Predic Evanghelia de peste 19 ani și am văzut că oamenii în general, când vine vorba de sacrificiu, se dau în spate. Am văzut în toți anii de slujire că atunci când vine vorba de a pune umărul la lucrarea Domnului, cu post, cu rugăciune, cu dărnicie, cu timpul tău, cu resursele tale, oamenii se dau înapoi. Oamenii au nevoie de Dumnezeu până să nu-i coste ceva, să, să nu le ceară Dumnezeu să se sacrifice pentru el. Ascultați-mă, niciun om nu poate fi bun profesional fără harul lui Dumnezeu și fără multă muncă, fără multă transpirație. Nu o să fie niciodată un profesionist în niciun domeniu. Niciodată nu poate să propășească o muncă, un business fără multă muncă și implicare fără sacrificiu. Oamenii care nu sunt dispuși la sacrificiu nu realizează absolut nimic în viață. Una dintre marile calități a oamenilor de succes în viață, indiferent de zona de activitate, este disponibilitatea de a te sacrifica. Cât ești dispus să înveți, cât ești dispus să muncești, cât ești dispus să te gândești, cât ești dispus să treci dincolo de limită, dincolo de ceea ce fac ceilalți. Întrebarea este... Când Dumnezeu îți spune să faci mai mult decât ai fi tu dispus să asculți. Ești gata să spui, da, Doamne, iată-mă, trimite-mă? Iubiții mei, este foarte important să-L ascultăm pe Dumnezeu până la capăt. El te întreabă în această zi, până unde ești dispus să asculți de mine? Povestește un frate că odată o citit cu prunci un text din Scriptură, din Evanghelia după Matei, cu Ioan Botezător, unde Ioan zice, printre altele, ce să faci ca să te pregătești de botezul spre pocăință? Cine are două haine să dea la unul care n-are. Și zice, frate, dar când am ajuns la textul respectiv, cine are două haine să dea la unul care n-are, îl văd pe feciorul meu mai mic, aveam doi băieți, am doi băieți, unul mai mare, unul mai mic, zice, îl văd pe feciorașul meu, zice că se duce la dulap, deschide ușa la dulap. Când se duce și deschide ușa la dulap, eu aveam două costume. Unul mai nou, arăta mai bine mânânță, și unul mai punosăt o mai vechi. L-a pus de la nuntă. Și în timp ce eu citesc cu un ochi la el, cu un ochi în Biblie, m-am potmânit o în text, dar m-am dus mai departe, așa cum am putut. Mă văd că ia e sacou, e pantaloni și face așa mototol. Când termin de citit, zic, dar ce cu ele? Pantaloni cu sacou, ce, ce faci costum eu? Tată zice, îl dăm în numele Domnului Isus. Uite așa au zis acolo fratele Ioan Botezătorul, zice, cine are două să de la unul care n-are, tu ai două, zice. Dacă lua la mai vechi, parcă era cum era, că avea motiv să-mi iau unul nou. Și zic, da, Păi ăsta vrei să-l dai, este mai frumos, mi-l place mai mult. Tată zice, care e mai frumos să-l uh, În momentul următor eu zic, eu zic, fratele, știi ceva? Așa zice eu, am botezătorul, cine are două, trebuie să dai unul, dar aici, dragul tati, trebuie să spun ceva, aici trebuie să ascultăm cu discernământ. Dar pruncul, dacă e cu discernământ, le-a lăsat așa, cum zic oltenii, le-a lăsat încurcate. Dar și am m-am gândit, zice fratele, după ce s-a terminat discuția, că nu, mă spun ce ale lor, Doamne Dumnezeule, cum suntem noi? Ascultăm cu discernământ. El când mi-a zis mie, vă spun sincer, și eu m-am analizat pe mine. Doamne, oare eu nu cumva ascult cu discernământ? Adică ce vreau să zic cu asta? Mă uit așa, îmi zice Domnul ceva prin cuvânt, printr-o predică, printr-o descoperire, printr-un vis, printr-o vedenie. Nu-i urmă de tăgală, e Domnul acolo la mijloc. Și eu zic așa, Pasta asta pot să o ascult, pe asta nu pot să o ascult, că dacă o ascult, nu-i place nevestei, nu-i place a lui bărbatul meu, nu le place nu știu cui, nu-i place șefului meu, nu-i place patronului meu, nu-i place angajatului meu. Dacă fac asta și asculte Domnul așa, s-ar putea să pierd o prietenie importantă, s-ar putea să fiu un așa un ciudat, Domnule. S-ar putea să pierd financiar, s-ar putea, putea, să am anumite pierde. Și atunci ești tentat așa să zici, hai să văd cam ce ascult eu. Și începem să ascultăm selectiv. Dacă suntem cinstiți cu noi și trebuie să fim ca și Domnului cu noi și îți cunoaște gândurile și viața ta și viața mea o carte deschisă, sunt, viețile noastre sunt cărți deschise în fața Domnului, noi trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu să aibă milă de noi, ascultăm de Domnul selectiv. Pare puțin ciudat să spui asta, bă frate, eu ascult de Dumnezeu selectiv și răspunsul este că cei mai mulți ascultăm de Dumnezeu selectiv. Ce ne place, luăm, ce nu ne place, nu luăm. Ce ne place, acceptăm, ce nu ne place, știe Domnul că e viața grea. Și atunci ne găsim nenumărate motive. Suntem ca tânărul bogat, un tânăr extraordinar. Tatăl meu și-l-a fi dorit o lecuță de generică. Deci, unul, om deștept, moral, prosper, descurcăreț, care socră nu și-ar dori să aibă un genere descurcăreț, care să meargă înainte, să știe să se descurce. Care soacră nu și-a dorit un astfel de genere. Toată lumea și l-ar fi dorit, probabil, imediat și-ar fi măritat fata după el. Om care nu avea ce să-i bași de vină. Vine, mă, e om extraordinar. L-ai fi băgat în toate structurile de conducere. un om minunat om moral, om pocăit, integru, tot ce vrei tu. Da, omul pentru că e cu frică de Dumnezeu zice așa într-o seară, bă, parcă ceva îmi lipsește. Eu aș vrea să fiu desăvârșit și nu mă simt desăvârșit. Ceva îmi lipsește și o să mă duc la predicatorul din Nazaret să-i spun ce mai lipsește ca să fiu desăvârșit. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și se duce și zice așa, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar preocuparea lui de bază era ce să fac, de fapt să fiu desăvârșit, cum încerc tu, cum încerc conștiința mea. Și Domnul îi spune, auzi, știi poruncele, le știu. Le-ai păzit? Le-am păzit. Doamne, zice, am cinstit pe tata și pe, tata, pe mama de mic. N-am trăit în imoralitate, nu mint, nu fur, nu bat pe nimeni, nu mai fac una sau alta. Nu mă închid la Dumnezeu străin și mai departe. Pe numere din cele 10 porunci. Domnul se uite la el și spune Evanghelia, îl iubește Iisus. Adică e drag de el, este un om extraordinar, e moral, și îi zice, auzi, îți mai lipsește un lucru. Dacă vrei să fii desăvârșit, cum îți tânjește sufletul din tine după desăvârșire, du-te, vinde tot ce ai în parte la sărași, apoi vino și fiu ucenicul meu. Nu, când când auzit de asta, e prea de tot. Adică imaginează, poate veni cu o trăsură la Isus până acolo, când s-o da jos și o vin în fața lui Isus. Dintr-o dată renunță la trăsură. Și Isus se pune, eu îmi dormi. nu putea. Și ce-o mânca? Ce-a Domnul? să renunți la ce este mai important pentru tine. Zice Iisus, du-te și vinde tot ce ai, pentru că între tine și desăvârșire se ascunde iubirea și preocuparea de bani. Du-te și vinde tot ce ai. Domnul nu le porunce la alții lucruri acesta, dar lui îi poruncește specific. Și zice Scriptura că atunci când Iisus i-a cerut să renunțe la toate posesiunile lui, iubirea lui s-a oprit. Și ascultarea lui de Hristos s-a oprit. Cei mai mulți oameni, când Domnul nu le cere ceva special, când le cere chestii periferice care nu contează, pentru că sunt gata să asculte. Dar când Domnul îți cere ceva important pentru tine, întrebarea este mai ascuns de Domnul? Când e vorba de securitatea ta, când e vorba de pâinea ta, când e vorba de familia ta, când e vorba de timpul tău, de sacrificiul tău, întrebarea este tu mai ascult de Domnul? Cei mai mulți oameni ascultă de Domnul până la un punct. Când El te întreabă, tu ce răspunzi? La întrebarea iubești chiar dacă ți se ia darul, ce zici? La întrebarea până unde ești dispus să asculți, care este răspunsul tău? Era pe stradă și la un moment dat îl prind securiștii și îl bagă într-o dubă și îl duc la închetă. Richard Wumbrand este numele lui. Și spune în felul următor, auzi, nevastă ta nu știe unde ești și nu va ști ce se va întâmpla cu tine, se va speria. Copilul tău, Mihai, nu va ști ce s-a întâmplat cu tatălui. Tu ești un om deștept. Omul acesta era un om extrem de inteligent, cunoștea 14 limbi, le vorbea foarte bine. Un om de o inteligență sclipitoare zice, tu ești un om foarte deștept. Tu ai înainte un viitor extraordinar. De ce să... Plătești prețul acesta pentru Isus. Ce ai tu cu Isus? Lasă-l, Domnule, tu ești vreau. Ce ai tu cu Isus? Dacă nu, vei fi băgat în pușcărie fără să știe soția lui unde este, fără să știe copilașul unde este, este luat la închetă și apoi băgat în pușcărie. 14 ani de pușcărie. Stă în pușcărie pentru Hristos și la un moment dat, lasă-te de Isus și te lăsăm, te liberăm. Nu vrea. Ea duce pe soția lui într-o celulă de unde putea să aude ce se întâmplă și o schingiuiesc efectiv, o torturează pe soția lui. Știa că își iubește foarte mult soția și îi spune, auzi, dacă nu te lași de Cristos. îți uh, persecută mai mult soția și efectiv o chinuia în moduri foarte urâte. Și omul acesta a rezistat. După ce a plecat comunismul din România, s-a dus în senatul american și la un moment dat, pentru că nu credeau că s-a întâmplat așa ceva în România, și a dat jos cămașa după el. Când și-a dat jos cămașa după el, toți cei din Senatul American au rămas efectiv fără cuvinte în mărmuriți. Când au văzut urmele și rănile și cicatricele de pe trupul lui. Nenumărate boli, de multe ori au fost la un pas de moarte, Dumnezeu l-a salvat în fiecare moment. I-a dat Dumnezeu o viață lungă după ce și-a trăit aproape 100 de ani. Dar omul acesta a stat și m-a gândit, ascultat de Dumnezeu, chiar dacă a fost vorba de sănătatea lui, chiar dacă a fost vorba de libertatea lui, chiar dacă a fost vorba de soția lui, de copilului, omul acesta a mers până la capăt. Știți ce mă gândesc de multe ori, va veni o zi în care va trebui să stăm față în față cu Dumnezeu. Va fi ziua răsplătirilor și stau să mă gândesc eu de mine, de multe ori mi-am pus întrebarea aceasta Doamne, într-o zi voi, fa voi sta în fața ta și lângă mine vor fi alți credincioși care poate au plătit cu viața lor, poate li s-au confiscat averile, poate și-au pierdut soț, soție, copii, părinți, de dragul tău. Și poate mie, mie este greu să ascult în lucruri poate atât de neimportante de tine. Doamne, cum voi putea să stau eu pe același scaun, pe același loc cu astfel de oameni? Vreau să Te întreb în această zi, tu care asculți într-o măsură mai mică sau mai mare de Dumnezeu, cum vei sta într-o zi în fața lui Dumnezeu, în ziua răsplătirilor. Oare Dumnezeu va avea ce să răsplătească la tine? sau la mine, oameni care ascultăm condiționat, oameni care ascultăm numai când ne merge bine, numai când avem noi chef. A doua întrebare a Domnului pentru tine și pentru mine este până unde ești dispus să asculți. Avram ascultă de Dumnezeu până la capăt, dacă este cazul, mă duc și îl jerfez pe Isaac, renunț la totul de dragul lui și ascult de Hristos până la capăt. A treia întrebare, când el te întreabă, tu ce răspunzi? A treia întrebare este: când zici de acum totul e pierdut? Când zici, de acum totul e pierdut. Asta arată credința ta, arată felul în care tu te încrezi în Dumnezeu, câtă încredere ai tu în Dumnezeu. Spune scriptura că Avram stă de vorbă după câteva zile de mers cu pruncul, cu măgarul și cu slujitorii lui, stă de vorbă cu slujitorii lui și le spune: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, și apoi zice ceva foarte interesant. Apoi ne vom întoarce la voi. Textul arată clar că Avram are credință că Dumnezeu va face o minune și se va întoarce înapoi cu fiul său, cu Isaac, pentru că Dumnezeu, el a promis și Dumnezeu se ține întotdeauna de cuvânt. Textul Vechiului Testament îl lasă să înțelegi că va face ceva Dumnezeu. Avram are această așteptare, Dumnezeu va face o minune pentru mine. Dar vine Pavel în evrei și ne spune ceva fantastic. Avram avea convingerea aceasta că îl va duce ardere de tot pe Isaac adică îl va transforma în cenușă și Dumnezeu din cenușă îl va readuce la viață. Și a stat și m-am gândit ce credință puternică. Câtă încredere puternică în Dumnezeu să-ți iei copilul, ceva excepțional, nu s-a mai întâmplat de atunci și nu se va mai întâmpla, să-l iei, să-l aduci la porunca lui Dumnezeu, arde de tot, să-l transformi în scrum și din scrum Dumnezeu să-l ridice la viață. Ai spune ceva, imposibil! Și Avram spune, da, eu știu că ceea ce nu se poate la oameni, se poate la Dumnezeu. Că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Marea noastră problemă este că atunci când ni se spulberă visele, cei mai mulți dintre noi cred că Dumnezeu nu mai poate face nimic. Bă, frate, când ai niște bănuți în buzunar, altfel vorbești. Dacă când s-au dus toți bănuții și și îngropat în datorii, de acei, nici Dumnezeu nu mai scoate. Când ai o problemă de sănătate foarte gravă, apoi de nici Dumnezeu nu mă mai vindică. Apoi nu mai... Dacă voia Domnul, mă, lucra până aici. Când ai o problemă foarte mare la serviciu și zici că gata, s-a terminat, zici gata, aici s-a închis totul. Când ai o problemă foarte mare în familie, zici apoi eu cu nevastă, mi-apoi cu bărbat, mi-apoi cu tată, totul. Așa de repede ce dăm în viață de numai numai. O chestiune foarte importantă în viață este rezistența, cât rezici la presiune. Dar mulți dintre noi, în situații de presiune, poate ne pierdem răbdarea, ne pierdem uh, cumpătul. Mai rău să mă duc mai departe. Când zici de acum totul e pierdut, arată încrederea ta în Dumnezeu. El te întreabă când zici tu de acum totul este pierdut. Când ai pierdut pe cineva drag, când ai pierdut un sprijin în munca ta, în businessul tău, când a venit o criză financiară peste tine, când te-ai îmbolnăvit grav. Tatăl meu sunt bolnavit de cancer. Am mai spus lucrul acesta în mult ceva vreme, nu cu câți ani, probabil, la ce lucru acesta. Și după aceea, preț de câteva luni de zile, poate chiar ani de zile, orice mă dorea, mă gândeam tot acolo că mă îmbolnăvesc și o Și mă duc în Irlanda să predic la o tabără de tineret, la Betania Dublin și, la un moment dat, fiind obosit, Ies cu două ceasuri după noi, mă lovesc foarte tare în clanță, aici la coste. Mă duru costele de numai dar n-am avut ce face, trebuie să mă duc să predic, am predicat și apoi am și uitat că mă doare. Nu mă mai duru, dar am și uitat că m lovit. Când vin acasă, aci o pată mare neagră pe spate. Când mă vede Nico, zice, da ce ai? Eu am uitat că m-am lovit. Știi ce m-am gândit în momentul acela? Hm. Și eu. Că tot la gândul ăsta ne zboară mintea imediat. Ceva grav a fost testamentul, dacă ai ce face, ai ce lăsa și pregătește de plecare în bu. Mă, mă gândesc, da, zic eu, o trece, zice Nicu, dar mă, da, am apărut, trebuie să mergem la doctor. Eu zic, nu, nu mă duc la doctor. Nu, ca să mă pună pe acțiune, zice, doamne, pot să fi ca la tata ceva. Dacă-i, e... nu, când m-am la treaba asta, zic, nu, sută 100%. Sută. În noaptea aceea am stat și m-am culcat așa, înainte să mă dorm, m-am și trezit, m -a și văzut beteac de așa boala cea urâtă, am văzut că se extinde, am văzut că... În momentul am văzut și propria mormântare. Nico, mami, plângeau, toți plângeau la mormântarea mea. Așa de cercetat am fost că am plâns și eu la propria mea mormântare. Așa am plâns și am să după Nicoleta. Bă, zic, cam de vreme mor. Eram, deja, eram, convins că mai am câteva luni și dau ortopopii. M-am dus următoarea zi, când s-a uitat doctorul, n-avea ochelarii puși, când s-a uitat, ma... Să a uitat și cu ceva aparatură mai atență, zice, dar n-ai nimic, zice, o simplă lovitură. Când vine acasă, zic, mă, dar am uitat, mă loviră în clanță la Dublin. Trecur în câteva zile, săptămâni, n-am mai avut nicio treabă. n stat și m-am gândit cum e om. Imediat zice, gata, domnule. Mă trebuie că de cercetat am fost dacă am plâns la propria mea mormântare. De multe ori zic, da, pe păi, da, și gata. Am umor, am o sărăntoc lipit pământului, fi, am o, mă afară de la serviciu, am nu mai am cu ce să-mi plătesc ratele, mi-a casă, mi-a apartamentul, mi se prăpădeaște mașina, prunci îmi rămân pe stradă, mă părăsește nevastă, mă părăsește bărbatul, prunci nu știu cum, nu mă mai caută, fetele nu mă mai bagă în seamă, fai de viață mea. Și atunci zici, de fapt, până unde te duci tu cu încrederea ta în Dumnezeu? Când zici că totul este pierdut, asta arată credința ta în Dumnezeu. Doamne, până nu spre Betiag, eu nu uitam niciodată pe unul care mi-a zis, frate, zice, cu o lecuță de, al vocal, o lecuță de rugăciune și un alvocal, mine ce trece orice probleme de durere de dinți. Asta trec, dar dacă e ceva mai grav, Frații mei, să ne ajute Dumnezeu să ne încredem puternic în El. Orice ar fi, noi să credem că Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu poate totul. Dumnezeu are toată puterea și în cer și pe pământ. El poate mântui orice om. Cât de păcătos ar fi, Dumnezeu îl poate libera. Dumnezeu îl poate schimba. Cât de bolnav ar fi un om, Dumnezeu îl poate vindeca. Cât de grav ar fi o situație, Dumnezeu îl poate rezolva. Slăvi, să i să fie numele. El poate totul. Glorie, glorie numelui Său. Dumnezeul nostru poate totul. Dar nu fi omul acela care spune, nu se mai poate face absolut nimic. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Zice Maria la un moment dat că moare fratele său. Doamne, dacă ai fi fost mai devreme aici, n-ar fi murit fratele meu. Și zice Domnul, crede, nu mai și vedea să la lui Dumnezeu. Doamne, zice, dar dacă vine mai repede, dai mor de patru zile. Noi zicem așa, dacă ai fi venit mai repede, dacă era tratamentul mai repede, dacă era diagnosticată boala mai repede, dacă știam, mă, de dă, 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 dădea Dumnezeu minte mai repede, cu cinci minute era mai deștept. Frații mei, să nu mai spunem, auzi, după ce o trecut trenul, e prea târziu. La Dumnezeu niciodată nu-i prea târziu. Numai când plecăm din lumea aceasta, mai poate să ne ierte să ne mântuiască. Dar pentru Dumnezeu nu există boală, nu există problemă, nu există situații prea grea să nu poată rezolva. Zice Maria cu Marta, după aceea zice și Marta, ceea ce zice sorul sa, că Iisus le poruncește, dați pe la o parte, Doamne, zice, e mor de patru zile, miroase greu, adică ce facem acum? Ne, nu știu, punem situații neplăcute și Domnul spune, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Dacă tu îl vei crede pe Dumnezeu pe cuvânt, vei vedea slava lui Dumnezeu în viața ta. Vei vedea slava lui Dumnezeu în situația ta, în familia ta, în munca ta, în slujirea ta. Vei vedea puterea lui Dumnezeu. Dar încrede-te de plin în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. O întâmplare foarte frumoasă, adevărată, s-a petrecut în urmă cu ani de zile în Florida. Un copilaș era undeva în pădure cu câinele lui și se juca pe acolo prin pădure se împrimăvărase, era vreme frumoasă, era vremea deosebită și la un moment dat se duce pe acolo prin pădure și când se duce pe acolo, din atenție, calcă pe ceva șarpe, spune presa americană. Călcând pe un șarpe veninos, dintr-o dată se vede mușcat de șarpe. Veninul acela a fost atât de puternic încât efectiv a amorțit. A amorțit, veninul și-a făcut efectul, spune presa americană și la un moment dat copilul cade jos în pădure, întâmplare reală. Când era el în starea aceea de inconștiență aș putea să spun, a venit cineva îmbrăcat în haine albe, e mărturia acestui copilaș, acestui adolescent, a venit cineva în haine albe, m-a luat în brațe și zice și m-a dus în casă, m-a lăsat în bucătărie. Câinele lătrase pe acolo și gonise șarpele între timp, persoana respectivă l-a dus în bucătărie casei. A venit că sub prin minune acasă, nu trebuia să vină, dar efectiv Dumnezeu a pus pe inimă să vină acasă. Și când l-a văzut pe băiat zăcând în bucătărie, bietul s-a alarmat, s-a dus la mașină, a pornit mașina, mașina nu prea mergea, o mers cu ea cum mergea, destul de dificil, era stresat, ce o să se întâmple, copilul meu se simte foarte rău. S-a dus la medic și medicul a constatat, da, domnule, a fost mușcat de un șarpe foarte veninos, Uite care este situația, copilul, nu este prea puternic, noi nu putem să ajutăm, dacă ar ajunge la un alt spital, eu spus, spitalul care ar fi, ar putea să dea o mână de ajutor, dar este departe. Tata l-a luat în mașină, nu s-a dat bătut, să se ducă la spitalul respectiv, dar cum vine necazul, niciodată nu vine singur, s-a stricat mașina. Nu mai merge mașina, Îți dai seama ce situație. Copilul e gata, gata să moară, mașina se stică, nu poți merge mai departe. Face semn la unul altul să oprească, nu oprește nimeni. La un moment dat ia copilul în brațe, se pune în mijlocul drumului. Cineva oprește în ultima instanță, nu dă peste ei. Îl duc la spitalul respectiv și spună în felul următor, dacă ai fi venit mai devreme, puțin îl puteam salva. Acum, omenește vorbim, nu are nicio șansă. Nu mai are nicio șansă să fie salvat. Veninul și-a făcut prea mult efectul, copilul va muri. Trece cât trece și la un moment dat copilul începe să dea semne de revenire spune presa americană, chiar și-a revenit. Și în timp ce stătea întins pe pat în perioada de revenire, tata îi spune, dragul tati, mă bucur că ți-ai revenit, ce s-a întâmplat? Și spune ceva băiatul acesta, relatează presa americană, în fața lui Taică, în fața doctorilor care erau acolo de față, zice, am fost în pădure cu câinele meu și m-am jucat și m-am mușcat un șarpe. Am căzut, mi-am pierdut cunoștința. Și a venit la mine un om îmbrăcat în haine albe, mi-a spus că este Domnul Isus m-a luat în brațe și m-a dus în casă și mi-a spus așa, ești bolnav și vei suferi câteva zile, dar eu, Iisus Hristos din Nazaret, voi avea grijă de tine să nu mori. Și el mi-a spus că nu o să mor. Și eu cred că nu o să mor. Și spune presa americană, există în America, în Florida, un băiețel care crede că a fost purtat pe brațe de Iisus Hristos, că a fost moșcat de un șarpe veninos, că trebuia să moară, dar că Iisus Hristos l-a ținut în viață, Iisus Hristos l-a vindecat. eu zic: băiete, noi nu credem în așa ceva. Zice, tată, eu știu pe ce ne-am văzut. Eu știu ce mi-a spus. Eu știu că Isus Hristos m-a luat în brațe. Eu știu că Isus Hristos m-a ținut în viață. Frații mei, niciodată pentru Hristos nimic nu este prea târziu. Te uiți poate la cineva în casă și spui, păi asta nici Dumnezeu nu-l mai poate schimba. E așa de legat de vice, de patim, nici Dumnezeu nu mai poate schimba. Te uiți poate la tine și ai atâtea slăbiciuni și zici, nici Hristos nu mai poate ajuta. Familia ta poate să atât de încordată și ai atâtea probleme în casa ta încât zici, nici Dumnezeu nu mai poate rezolva situația aceea. Viitorul tău nu arată prea bine, ascultă-mă, Dumnezeu este în control. El rămâne pe tronul lui slăvit să fie numele. Întotdeauna Dumnezeu rămâne pe tronul de stăpânire al Universului slăvi să fie numele. Și în această zi, acest Hristos care este prezent în adunare, îți adresează trei întrebări. Ce vei răspunde la întrebările lui? Așa ne examinează El pe noi în dimineața aceasta. Oare cum te va nota, cum o va nota Hristosul lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru în această dimineață? Prima întrebare este, iubești chiar dacă ți se ia darul? Îl iubești pe Dumnezeu chiar dacă ai anumite pierderi, poate nu mai ești acceptat, poate pierzi financiar, mai e prosperitate, poate nu mai ai sănătate, tu îl iubești pe Dumnezeu când Dumnezeu ia ceva important de la tine? Îl iubești pe Dumnezeu chiar dacă ți se ia darul? A doua întrebare este, până unde ești dispus să asculți? Asculți de Dumnezeu și atunci când te costă? Asculți de Dumnezeu și atunci când îți cere schimbare, când implică sacrificiu, asculți de Dumnezeu până la capăt, până unde ești dispus să asculți de Dumnezeu. Și a treia întrebare, când zici de acum totul este pierdut? Oare tu te încrezi puternic în Dumnezeu? Ești omul acela care spui, da, și dacă mi se prăbușește, mi se închide un vis, mi se năruie un vis, Dumnezeu îmi poate da biruință? Da, spui, și dacă am o criză financiară, Dumnezeu poate îngriji de mine? Și dacă sunt bolnav, Dumnezeu poate să lucreze pentru mine? Nu există niciun moment în care pentru Dumnezeu să fie prea târziu? Frații mei, mele, niciodată cu Dumnezeu nu este prea târziu. Niciodată pentru Dumnezeu nu este prea târziu să vindece. Niciodată pentru Dumnezeu nu este prea târziu să dea pâine pe masă, să rezolve o situație să se libereze, să se schimbe, să se transforme. Niciodată pentru el nu este prea târziu. Slăvi să-i fie numele. Întrebarea este când Dumnezeu te cercetează. Tu ce răspunzi? Vă iubiți să ridicați în picioare momentele acestea. Aș vrea să plecăm fețele, să închidem ochii preț de câteva clipe. În această zi noi stăm în prezența acestui Dumnezeu, mări să-i fie numele. Și Dumnezeu în această zi ne încearcă pe fiecare dintre noi, ne cântărește inima, ne cântărește sufletul, ne cântărește starea. Și Dumnezeu în această zi, că noi stăm cu fețele pe ochi închiși, ne întreabă pe fiecare dintre noi, iubești chiar dacă ți se ia darul? Până unde ești dispus să asculti? Și când zici prea târziu? În această zi aș vrea să spun Doamne, vrem să te iubim mai mult decât tot ceea ce Tu ne dai. Îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care Tu ni le dai, dar vrem, Doamne, să Te iubim nu pentru ceea ce Tu ne dai, ci să Te iubim de dragul Tău. Și apoi să-ți mulțumim pentru toate lucrurile pe care Tu ne le dai. Și pentru noi, Doamne, Tu ești mai important decât toate lucrurile din această lume. Și vrem să Te iubim orice ar rezerva ziua de mâine, orice ar însemna ziua de mâine. Și vrem, Doamne, să te ascultăm, să te ascultăm necondiționat. Orice ne cer să fim gata să ne punem la dispoziția ta. Chiar dacă înseamnă schimbare, chiar dacă înseamnă cost, chiar dacă înseamnă sacrificiu, Doamne, să te ascultăm necondiționat. Și vrem Dumnezeul nostru să ne încredem puternic în tine. Chiar și atunci când parcă totul este pierdut, când pierdem persoane dragi, când pierdem sprijin, când avem criză financiară, când ne îmbolnăvim, când lucrurile parcă se înărui, vrem să ne încredem în tine. Și iartă-ne, Doamne, că uneori am iubit mai mult lucrurile pe care le-ai dat decât pe tine. Iartă-ne că uneori te-am ascultat condiționat. Iartă-ne că uneori ne-am pierdut încrederea în tine. Și în această zi, dincolo de iertare, te rugăm să ne dai putere să trecem cu bine examenul acesta. Te rugăm să ne dai putere să te iubim, să te ascultăm, să ne încredem în tine. Și chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, îți aducem toate îngrijorările, toate frământele noastre. Doamne, poartă-ne tu de grijă. Și dă-ne pace, dă-ne bucurie, dă-ne încredere puternică în tine. Că în această zi, când vom pleca spre casele noastre, să putem să spunem că în adunare ne-am întâlnit cu tine, ne-ai iertat păcatele, ne-ai schimbat starea, ne-ai dat pace, ne-ai dat bucurie, ne-ai împlut de Duhul tău ce spune, ne-ai luat poverile, ne-ai împlut inima de prezența și de puterea ta, ne-ai dat, Doamne, o atingere sfântă și o putere specială slăvit să lăviți să fie numele. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune și vă rog să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, cerându-i iertare pentru greșurile noastre și spunând, Doamne ajută-ne să te iubim pe tine mai mult decât darurile, ajută-ne să te ascultăm necondiționat și ajută-ne Doamne să fim oamenii aceia care să ne încredem pe deplin în tine. Intrăm cu toții în rugăciune. Aleluia. Da, Doamne, Tu ești prezent în mijlocul nostru și ți-am simțit prezența prin cântare, prin îndemn, prin rugăciune, prin cuvânt. Îți mulțumim că Tu ești bun cu noi. Îți mulțumim că Tu ne iubești așa de mult pe fiecare dintre noi. Doamne, în această zi ne-ai întrebat câteva lucruri pe fiecare dintre noi. Ajută-ne în ziua aceasta să luăm decizia de a te iubi pe tine mai mult decât toate darurile pe care le căpătăm din mâna ta. Ajută-ne, Doamne, să te iubim și la bine și la rău, și atunci când ne merge bine, și atunci când dăm de dificultăți. Doamne, ajută-ne să te iubim. Ajută-ne să te iubim mai mult decât pe Isaac, mai mult decât orice din lumea aceasta. Doamne, ajută-ne să te iubim pe tine. Fă ca inima noastră, Doamne, să fie alipită de tine chiar și atunci când tu ne iei un dar care contează pentru noi într-un mod deosebit. Ajută-ne, Doamne, să te iubim mai mult ca orice în această lume și mă rog pentru poporul strâns la părtășe această dimineață la adunare. Doamne, aprinde-ne tu inima și sufletul pentru tine. Ajută-ne să te iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră. Dă-ne, Doamne, dragostea din tâi și ajută-ne să ardem pentru Tine. Nu ne lăsa să avem o pocăință obosită, o pocăință plictisită, amorțită, ci ajută-ne să avem putere, ajută-ne să fim plini de Duhul Sfânt, ajută-ne, Doamne, să Te iubim din toată inima, cu tot ce suntem noi, să ardem pentru Tine. Doamne, aprinde inima poporului Tău pentru Tine, ajută-ne să Te iubim cu tot ce suntem noi, cu toată puterea noastră. Dumnezeul nostru iartă-ne că uneori te-am ascultat selectiv. Cred că fiecare dintre noi ne facem vinovați de o ascultare selectivă înaintea ta. Iartă-ne în ziua aceasta. Iartă-ne pentru toate momentele în care, Doamne, nu te-am ascultat. Iartă-ne, Doamne, Dumnezeule, și dă-ne putere să te ascultăm necondiționat. Și ajută-ne să te ascultăm până la capăt, orice ar presupune lucrul acesta. Fie că e vorba de pierde, fie că e vorba de confort, fie că e vorba de sacrificiu, Doamne, fie că e vorba de cost, orice ar fi. Ajută-ne să ne punem la dispoziția ta. Ajută-ne, Doamne, să Te ascultăm până la capăt. Și ajută-ne să Te ascultăm în casele noastre, în munca noastră, în slujire, în tot ce facem noi, să fim oameni ascultători. Doamne Dumnezeule, fiecare dintre noi avem problemele noastre. Unii probleme de sănătate, alții poate probleme economice, alții probleme relaționale. Doamne, toți avem cel puțin câte o cauză. Și ne-am rugat pentru cauzele speciale și ne-am rugat pentru noi în această zi. Doamne, știm că Tu poți totul. Chiar dacă Lazar a murit, Tu poți să-l aduci la viață. Chiar dacă au trecut patru zile, Doamne, și omenește vorbind, este imposibil. Tu poți să faci imposibilul posibil. De aceea te rog în dimineața acestei zile, atinge-te de bolnavi no și cu mâna sperforată pe crucea Golgotei, te rog să te atingi de ei, să le dai tu sănătate, să le dai tu vindecare. Pentru tine totul este posibil. În această zi, în aceste clipe, în aceste momente, ne rugăm pentru bolnavii noștri, Doamne, dă-le sănătate, Doamne, dă-le vindecare, slăvi să fie numele. Ne rugăm pentru cei dragi nouă care sunt legați de vicii, de patim, de diferite slăbiciuni. În această zi, Isus Hristoase, Fiul Dumnezeului celui viu. Te rog, pe orice lanțuri, orice lanțuri și orice butuci, te rog, să-i în numele tău cel sfânt și în această zi să primească eliberare, să primească iertare, să primească schimbare și transformare. Doamne, ne rugăm pentru bolnavii noștri că sunt acasă, că sunt în adunare, că sunt la spital. În aceste clipe, în aceste momente, te rugăm să-i cercetezi, să le dai tu sănătate și vindecare. Mă rog pentru cei ce au probleme financiare, Doamne, rezolvă-le tu problemele. Mă rog pentru cei ce au neînțelegeri în casele lor, mă rog să le dai pace și înțelegere în casele lor. Mă rog în această zi să te atingi de fiecare dintre noi și să poți să spui, Doamne, că îți place de viața noastră. Doamne, spunem și noi împreună cu Avram, am venit la muntele închinării, aici unde tu porți de grijă. De aceea cu toată adunarea care stăm ridicați în picioare înaintea ta, toți frații, toate surorile care stăm ridicați înaintea ta. Doamne, predăm ție toate îngrijorările noastre, toate slăbiciunile noastre, toate păcatele noastre, toate problemele noastre. Te rugăm să le iei, să le porți. Și când vom pleca spre casă, să putem să ne spunem unii celorlalți, am fost astăzi la adunare, ne-am întâlnit cu Dumnezeu, ne-a luat povara, ne-a vorbit Dumnezeu, ne-a cercetat, ne-a iertat, ne-a vindecat, ne-a ridicat, ne-a schimbat starea și l-am dus pe Dumnezeu în casele noastre, pentru că am fost la muntele unde Domnul poartă de grijă. Doamne, cu tot ce suntem, cu tot ce avem, ne punem în mâna Ta, a Ta să fie gloria și slava și astăzi și în ziua veșniciei. Amin.